Grădina botanică din Jibou este, fără doar și poate, unul dintre cele mai atractive puncte de atracție turistică din Sălaj, grație unor oameni deosebiți care fac ca serele instituției să fie vizitate anual de mii de turiști din țară și străinătate. Echipa Sălăjanul TV a revenit la grădina botanică pentru a capta ultimele noutăți pregătite de biologii instituției, iar gazda noastră de această dată este directorul instituției, cercetătorul Cosmin Sicora. Bun venit la grădina botanică din Jibou, grădina care aparține Centrului de Cercetări Biologice din localitate. Grădina botanică Vasile Fati are o istorie mai recentă, să zicem, decât alte grădini botanice din țară, dar este, și vrem să credem, din ce în ce mai frumoasă și mai apreciată de cei care ne trec pragul. În continuare o să facem o trecere în revistă a principalelor obiective sau atracții pe partea botanică, dar și alte lucruri mai inedite de la noi, de la grădina botanică din Jibou. Cu ce începem? Începem cu practic serele botanice, care pentru mulți dintre vizitatorii noștri sunt punctul de pornire în vizitarea grădinii botanice. Și aici o să intrăm prima dată în sera Acvariu, cum o numim noi, sau Glob Mic, cum îi mai spun și cei care ne trec pragul. Sera Acvariu este o seră de climat tropical, după cum simte orice vizitator care îi trece pragul. E cu o umiditate mai crescută, cu o temperatură mai crescută. Vrea să redea un pic atmosfera din jungla tropicală, tipică zonei ecuatoriale. Are ca și vedetă, să zicem, sau specie reprezentativă, nufărul amazonian. Victoria Regia Amazonica este un nufăr de talie mare, specific Americii de Sud, și care la noi și în toată Europa este o plantă anuală, deci noi o însămânțăm în fiecare an și ea ajunge la dezvoltarea maximă în perioada de vară, urmând ca apoi să intre în declin și pe perioada de toamnă-iarnă practic să creeze doar semințe pe care le colectăm pentru anul viitor. Victoria Regia Amazonica e un nufăr interesant și prin faptul că are flori care au culori diferite. Apar la suprafața apei din adânc și sunt de culoare albă în prima zi, se retrag peste noapte sub apă, unde are loc și fecundarea, practic, și crearea seminței, și a doua zi se deschid din nou sub forma unei culori roz-violaceu. Frunzele sunt un pic atipice pentru nuferii obișnuiți, în sensul că au marginile acestea ridicate și există multiple relatări că pot susține chiar greutatea unui copil. Acum, sincer, noi nu am încercat niciodată aici, nici e adevărat că la noi nu ajunge la dimensiuni foarte mari, asta și datorită faptului că ar avea nevoie de o apă, de un bazin mult mai adânc, lucru care încă nu-l avem la Jibou. În această seră se mai află și alte plante de specific ecuatorial, sunt plante de mangrove, care sunt în general la marginea aceea între pădure și zona inundabilă, zona de maree, care este în mod regulat inundată de apele oceanului. Se caracterizează prin acele rădăcini de susținere puternice și partea luxuriantă verde. După aceea, alte plante interesante de aici sunt diferite tipuri de plante, inclusiv trestia de zahăr, dracena, e o plantă folosită pentru obținerea de pigmenți și papaya. Este o altă plantă pe care vizitatorii o cunosc din ce în ce mai bogatele sortimente de fructe din magazine. Dumneavoastră ați făcut la un moment dat un proiect prin care ați încercat, oarecum, în anii trecuți, să duceți afară acest nufăr amazonian. Da,
Așa este și a funcționat bine. Practic a fost prima dată când în România nufărul de genul acesta a fost crescut într-un bazin exterior. Am avut un proiect prin care am încălzit zonal în jurul plantei apa, pentru că are nevoie de o apă caldă, care în climatul nostru nu se găsește la exterior, dar folosind energia solară am încălzit deci apa în zona nufărului și chiar s-a dezvoltat foarte bine și a înflorit la exterior, deci e un lucru viabil și posibil. La noi, cum v-am spus, se produc semințe pe care noi le donăm și colegilor de la alte grădini botanice din țară, care au în colecție, sunt doar în 2-3 locuri din țară se mai găsește nufărul Amazonia. Da, deci, da. Practic ați devenit și un furnizor de materie primă, ca să zic așa. Exact, pentru că la noi planta vegetează bine și produce semințe în fiecare an, le oferim și colegilor noștri. Și stai atenție, această plantă foarte interesantă. Da. Sunt cele plante de mangrove care vă spuneam și care se dezvoltă luxuriant și ajung la dimensiuni foarte mari. Acum trebuie să avem și noi grijă cu ea. La un moment dat va trebui să o limităm, din păcate, pentru că până la urmă e bazinul cu nufărul amazonian și nu vrem să se transforme într-o pădure de mangrove. Aici pe margini iar sunt niște plantuțe foarte frumoase. În general am folosit pentru decorul serei plante de specific tropical, care merg bine într-un asemenea climat cum este sera aceasta și care să creeze o ambianță, să zicem, încât vizitatorul să simtă un pic din atmosfera aceea unei păduri luxuriante din zona fie amazonică sau fie africană ecuatorială. Cum reușiți să redați aici atmosfera necesară a acestor plante? Mă gândesc că aveți niște instalații sau procedați? În funcție de sezon, să știți, depinde, pentru că în sezonul rece, sigur că avem instalații de încălzire care ne încălzesc atât apa din bazin, cât și atmosfera din interiorul serei. Dar iar în sezonul cald, când uneori temperaturile tind să crească prea mult, se folosesc umidificatoarele care umidifică aerul și instalația de aerisire, care menține temperatura la un nivel potrivit. Aceste plante au nevoie de o îngrijire specială? Trebuie să veniți în fiecare zi la ele? Nu au nevoie chiar de o îngrijire zilnică, dar ele sunt monitorizate zilnic de către angajații noștri și care văd dacă apar, eu știu, unele boli, unele atacuri de diferiți dăunători pot să apară și alte probleme de genul acesta. Și atunci se intervine și se remediază aceste lucruri. În general, însă, ele sunt lăsate să se dezvolte și pe liniile de design pe care noi le-am dorit pentru sera respectivă. Unde mergem aici, domnule director? Ce aici? Ne continuăm traseul în globul mare, practic. Mergem într-un climat puțin mai rece, dar care, la rândul lui, este caracterizat printr-o floră atipică pentru zona noastră, unde vizitatorii pot să vadă acei înalți palmieri, bananieri, tipici, iarăși, zonei tropicale de această dată, nu ecuatoriale. Ne aflăm în sera Glob Mare, sau Palmar, cum îi mai spune. Se numește așa pentru că ea conține colecția de palmieri, în general, ca termen generic, a grădinii botanice Vasile Fati din Jibou. O seră de dimensiuni mari, o cupolă înaltă, care permite dezvoltarea pe verticală a acestor plante, plante care au o creștere care poate să ajungă la chiar 10 de metri în mediul lor natural. Dacă nu ai o seră potrivită, din păcate nu poți să le menții la o înălțime redusă, pentru că ele nu pot fi tăiate sau făcute astfel de, să zicem, tăieturi de aranjare a coroanei, cum se face la un pom din grădina noastră, pentru că în momentul în care ai tăiat mugurile de creștere, majoritatea palmierilor au un mugure de creștere în vârf, planta moare. Și atunci ea trebuie lăsată să crească cât poate ea să crească și până la urmă se înlocuiește cu o alta. În această seră, deci, se află o multitudine de plante tipice pentru climatul tropical,
cu umiditate mai scăzută decât zona ecuatorială, cu temperaturi care pot să ajungă la valori mari în timpul zilei, dar se poate și să scadă destul de mult pe perioada nopții, fără să se ajunge însă la îngheț, și noi am exemplificat câteva dintre ele, bineînțeles, din această extraordinară lume a plantelor aici la noi. Deci, cel mai impozant în momentul acesta este palmierul tipic sau curmalul, care este Phoenix, îl vedem în fața noastră, are și fructe în acest moment. Pe lângă el mai avem un grup de alți palmieri, tot așa decorativi, mai mult prin frunze, gen Trachycarpus, după aceea cocotieri, deci și, bineînțeles, și bananierii din genul Musa, care sunt mai atractivi în sensul că fructifică la noi și vizitatorii pot să vadă cum arată bananele acelea din comerț, dar direct pe bananier. Sigur că nu sunt de mărimea celor din comerț, pentru că acești bananieri ai noștri sunt bananieri sălbatici. Deci ele au dimensiuni mai mici, au sâmburi în interior, dar sunt aromate și acestea. Aici în spatele dumneavoastră se află un pom care mi-a atras atenția. Nu știu dacă acelea sunt fructe sau ce Dumnezeu sunt. Sunt flori. Sunt florile, da. Și foarte interesantă este și această liană, lângă care chiar ne aflăm. Monstera deliciosa se numește ea. E o plantă destul de comună. Multă lume o recunoaște ca o plantă comună de apartament sau birou, dar care la noi, deci, fructifică în mod constant. Și ceea ce nu se întâmplă de obicei în apartamente, și se poate vedea și de unde îi vine numele de deliciosa, pentru că fructele ei sunt comestibile și se pot consuma. E o plantă de mari dimensiuni care o avem, are acum undeva la 23, 25, poate chiar mai mulți ani vechime, și a ajuns la dimensiuni considerabile. Ca orice liană, de fapt, se fixează de alte plante sau de alte substrate pentru a ajunge la lumină și a găsi suport într-o pădure densă, în general. În partea de centrală, acum, dacă ne deplasăm, a serei, se află colecția de plante fosile vii sau plante foarte, foarte vechi. E vorba de primele conifere, practic plante din genul Cycas, din care avem o colecție semnificativă, una dintre cele mai mari colecții de plante ale genului Cycas din țară, dar și Zamia, Ceratozamia, deci alte plante care au fost contemporane cu dinozaurii în erele geologice trecute și care încă se mai regăsesc și în vegetația actuală. Aici este prevăzută și, sau există și o colecție destul de frumoasă de bambus, iarăși un punct de atracție pentru vizitatori, și încet, încet, practic facem trecerea spre celelalte sere ale grădinii botanice, respectiv spre sera de plante australiene. Deci avem plante din colecția grădinii botanice Vasile Fati din Jibou, care provin din flora australiană, o floră mai deosebită față de restul continentelor, având în vedere faptul că continentul de la antipod s-a desprins de vreme din marele continent Gondwana, care ocupa marea majoritate a uscatului terestru. Și astfel, atât flora cât și mai ales fauna din Australia sau au evoluat pe căile proprii și au reprezentat pentru primii europeni care au ajuns acolo curiozități și lucruri deosebite. Multe dintre ele au fost aduse după aceea în Europa sau în diferite grădini botanice. Și noi am avut, deci, în colecțiile noastre plante din Australia, pe care am hotărât să le grupăm într-o seră pentru ele.
ca simbol și ca să sugerăm vizitatorului că se află în zona australiană, s-a compus și o mică machetă a stâncii Uluru, stâncă care este tipică sau simbolul continentului australian, loc sacru pentru băștinașii din Australia, înconjurată de diferite plante din genul acacia, din genul eucaliptului, din genul araucaria, plante care sunt tipice pentru zona de această dată mai aridă și mai caldă din așa cum este climatul în Australia. Eucaliptul este singura plantă practic care este hrană pentru ursul koala, da? Deci e interesant pentru mulți, mai ales copii, să vadă, uite, cu ce se hrănește koala, cu prin zonele prin care se plimbă kangurii. Deci are farmecul ei și sera de australiene de la noi. Dacă continuăm vizitarea serilor botanice, ajungem în sera plantelor mediteraneene. Plante din zona sudică a continentului european, din țări precum Spania, Italia, Grecia, și care sunt sau au câteva grupuri de plante tipice. Sunt odată citricele, da, care cresc bine în această zonă, cât și alte plante, cum ar fi mirtul sau dafinul sau măslinul și smochinul acesta destul de mare, care la noi iarăși fructifică în fiecare an. Un pic poate și-au mai pierdut din spectaculozitate, pentru că acum e mult mai ușor să vizitezi zonele respective și să le vezi în cadrul lor natural. Dar mulți dintre vizitatori se bucură să le revadă și aici plantele pe care ei le-au găsit și le-au admirat în vizitele în aceste țări mediteraneene. Acestea sunt lămâi? Acestea sunt lămâi, da. Și în spatele dumneavoastră? În spate este grapefruit. Este o plantă, un arbore de grapefruit și fructifică. Și este foarte, foarte frumos aici în perioada de primăvară când înfloresc. Și atunci mirosul acela de floare, de citric, de lămâi, de portocal este extraordinar și ne bucurăm. Acolo există alte... Da, sunt și portocal, și mandarin, cumquat, deci mai multe specii din familia aceasta a citricelor. Este o seră care necesită o atenție mai aparte decât alte sere cu alte plante? Nu, e o seră ușor de întreținut. Aceste plante rezistă la temperaturi apropiate de 0 grade. Nu au probleme foarte mari, deci să treacă peste perioada de iarnă. Sigur că nu le expunem la temperaturile de minus 20 de grade, să zicem, cum se găsesc uneori sau se întâlnesc la noi. Nu ar rezista la minus 20, dar la minus 2-3 grade e ok. Deci noi în continuare încălzim seara aceasta și pe perioada de iarnă ca să menținem o atmosferă potrivită și adecvată pentru plante. E una dintre cele mai vechi sere ale noastre, rămasă din corpurile vechi de sere construite inițial de profesorul Fati și are, să zicem, și o valoare sentimentală, fiind vedeta în perioada trecută a noastră, a grădinii botanice. Aici e măslinul, e ceva interesant pentru noi. Un măslin, da, de talie mare, sigur că nu are o vârstă cum sunt acei unii dintre măslinii din Spania sau Italia care au, sau Grecia, care au 200-300 sau chiar 1000 de ani pot să ajungă vechime. Da. Sunt măslini de 2000 de ani. Dar e un exemplar frumos de măslin, lumea poate să-i vadă. Frunzele și chiar fructele uneori și foarte interesant e și laurul sau dafinul, atât cel de lângă noi și mai ales acesta, care are frunzele acele aromate, da? Și care le folosim în arta culinară și noi românii destul de mult pentru a ne aromatiza diferitele preparate. Nu vă ascund că e foarte frecvent și mulți vizitatori care ne trec pragul, practic, iau sau testează să vadă care este aroma unei frunze de dafin proaspătă culeasă din dafin.
Continuăm într-o seră unde specializată, să zicem, de data aceasta pe un grup de plante doar, e vorba de sera de orhidee, unde avem colecția noastră de orhidee, importantă ca număr, undeva la 250 de diferite specii de orhidee și care în fiecare perioadă anului sunt, unele dintre ele sunt în floare și se pot admira. Înainte de a ajunge în sera de orhidee, vizitatorul trece prin holul serelor botanice, care găzduiește de câteva luni acum o bibliotecă deschisă publicului. E vorba de un proiect care vrea să apropie cartea de publicul vizitatori și care își propune ca să ofere vizitatorilor noștri ocazia de a împrumuta temporar o carte, de a o lua cu ei în vizita prin grădina botanică și de a citi în liniște într-un loc pe care ei și-l aleg și îl consideră potrivit din grădina botanică. Sigur că la urmă cartea se returnează de obicei înapoi la locul de unde s-a luat inițial. Proiectul în sine este rezultatul unei colaborări între noi și Biblioteca Județeană din Zalău și împreună cu Consiliul Județean al elevilor. Deci ne aflăm în seara care găzduiește colecția de orhidee. Este o seară amenajată sau în curs de amenajare, cu o parte a ei în curs de amenajare, care își dorește să ne prezinte tipul de habitat, practic, în care aceste plante își duc viața. Adică majoritatea orhideelor sunt plante așa numite epifite, de ele trăiesc pe o altă plantă, da? Și am dorit prin sistemul acesta de amenajare să sugerăm tocmai vizitatorului acest lucru, că într-o pădure luxuriantă, bineînțeles, ne-am întors deja iarăși în acea tipic de zonă, plantele, mai ales din familia orhideelor, își găsesc locul pe arborii din zona respectivă, fie ei morți sau vii, și creează acea ambianță tipică unei păduri tropicale și ecuatoriale, în funcție de zonă. Avem, cum vă spuneam, o colecție mare și o colecție bogată de orhidee. E vorba de un număr considerabil de taxon, de specii, și majoritatea înfloresc la noi, dar în diferite perioade ale anului. Deci sera de orhidee este o seră care poate fi vizitată oricând, pentru că va încânta pe vizitator. Pe lângă sau câteva dintre speciile atractive din această seră sunt vanilia, deci e o specie de orhidee care de la care se obține acea aromă atât de folosită în perioada aceasta. Și chiar lângă ea avem colecția de plante carnivore, sau tot în aceeași seră se află și colecția de plante carnivore. Plante din genul Drosera, cum sunt cele de aici. Și mai avem plante de talie mai mare, carnivore, cum sunt Nepenthes, cel din spatele nostru. Cred că aveți o plantă care mi-a tras de foarte multe ori atenția. Da. Se numește barba moșului, dacă mă înșel eu. Da, așa este. Deci tot în această seară, având în vedere că e un climat umed, avem și barba moșului sau tilanția, plantă care este atipică, adică nu are organele tipice ale unei plante, respectiv rădăcină, tulpină, frunze și flori, da? Ci este, corpul ei este alcătuit din acest tal, practic, aproape de aceeași formă, da? Care absoarbe umiditatea din aer și se dezvoltă în timp, pe alte plante în general, folosindu-le ca suport. E un bun indicator al umidității atmosferice și îl folosim pentru aceasta,
În momentul în care nu există umiditate suficientă în seră, planta va începe să sufere și să se usuce și putem să ne dăm seama. Dacă ei merge bine în seră, înseamnă că e umiditate suficientă pentru celelalte plante din jurul ei. În spatele ei, sau cumva în partea aceasta, se află această plantă carnivoră Nepenthes, de care vă spuneam, plantă care folosește niște modificări ale frunzei, aceste urne, pentru a captura insectele care sunt atrase și pătrund în interior și în felul acesta ele rămân acolo blocate și planta le digeră practic prin sucurile care le produce și își obține un surplus de substanțe nutritive. Sigur că e o plantă verde, după cum vedeți, deci nu trăiește exclusiv din această hrană sau mod de hrănire atipic. Ea face și fotosinteză, dar își suplimentează nevoile nutriționale prin acest mod. Avem o colecție, deci în bazin, avem o colecție de nuferi interesanți, zic eu, și tot așa de zonă sau de climă mai caldă. Pe de o parte și avem aceste tipice plante de apă, salată de apă, zambila de apă, deci sunt plante acvatice de climat cald, care practic au umplut bazinul. Practic a amenaja aici și deja avem la dimensiune mai mică deocamdată nufărul de la băile 1 mai. În acest bazin va fi amenajat pe viitor acel ecosistem de la 1 mai în care ne dorim să salvăm practic sau să conservăm o parte a acelui habitat de acolo și care e pe cale de dispariție. Proiectul a intrat în lucru deja sau vă gândiți? Proiectul a intrat în lucru, dar deci, tot așa, la nivelul sau cât ne putem noi permite să-l facem, neavând iarăși o sursă de finanțare a lui dedicată pentru el. Dar deci avem planta, avem nufărul termal, din feia Lotus Thermalis, de la băile 1 mai și avem, trebuie să primim, de fapt, roșioara lui Racoviță, specia de pește care se află acolo. Din păcate, încă nu avem nicio sursă de a găsi și specia de melc tipică din bazinul termal de la 1 mai, dar vom mai merge și noi, vom face și deplasări în zonă, poate totuși reușim, sau cumva să îl obținem de la cineva care îl conservă și deja îl înmulțește. Este o specie atât de rară? Este o specie atât de rară care, încât eu am ajuns să cred că e efectiv dispărută, dar sper totuși să găsim încă undeva și să poată fi salvată. Ar fi interesant pentru că ar reprezenta un punct unde s-ar putea conserva acel ansamblu de specii care e periclitat la 1 mai din cauza scăderii nivelului, practic, a apei termale din lagună. Da, credeți că veți putea contribui dacă proiectul va reuși la repopulări sau la multiplicare? În principiu, da, ca orice program de conservare are și componenta aceasta de repopulare. Și deci în măsura în care va fi nevoie sau se va reface cumva laguna termală de la 1 mai, va putea fi repopulată, da, cu atât plantă cât și pește sau melc de la noi. Grădina botanică din Jibou e din ce în ce mai cunoscută, să zicem, și atrage din ce în ce mai mulți vizitatori, lucru care pe noi ne bucură. Suntem în perioada de început de an școlar și deja avem colaborări și parteneriate cu școlile din zona noastră, care își pot în felul acesta, printr-un parteneriat, și pe această cale chiar vreau să transmit tuturor celor interesați că pot semna un parteneriat de colaborare cu Grădina Botanică din Jibou pentru a desfășura la noi anumite lecții sau ore tipice, având în vedere că Grădina Botanică are o bază materială bine pusă la punct și poate să le pună la dispoziție atât expertiza prin cercetătorii noștri, cât și partea materială, microscoape și alte experimente,
care se pot pune aici, încât copiii să vadă și pe viu acele lucruri pe care le învață teoretic în timpul anului școlar. Suntem în zona cea mai veche din complexul de sere al Grădinii Botanice din Jibou, dar și care are un farmec aparte, zic eu. E o seră pe care am conservat-o tocmai pentru că rămâne cumva moștenire din perioada în care a fost concepută și amenajat acest complex de sere de către profesorul Vasile Fati. Este o colecție de plante de seră, de interior, de atât de climat mai cald, cât și unele care rezistă în climat mai rece, dar are un bazin foarte interesant în mijloc, unde se află specii din nuferi, dar și câteva exemplare din nufărul de la 1 mai, din Phaeolotus thermalis, și câțiva crapi și carași japonezi, asiatici, colorați, care iarăși fac deliciu celor și a copiilor care ne trec pragul mai ales. Ne aflăm în Sera de Bromelii și Ferici, e una dintre sere care are o colecție iarăși de plante tipice, de un anumit tip de plante. Sunt plante de pădure umedă în general și atunci am încercat aici să reproducem iarăși acel tip de ecosistem umed și care se caracterizează prin arbori de talie mare și printr-o abundență de plante de covor vegetal la nivelul solului. Da? Inclusiv am adus și am plantat plante direct în sol aici și avem aici pe lângă bromeliile tipice și plante vechi, plante cum sunt ferigile arborescente, care au clădit și au edificat pădurile din perioada epoca carboniferului, în care practic sau cărora le datorăm rezervele noastre de cărbune și petrol din ziua pe care le folosim acum în zilele noastre. Am intrat în serele unde se află colecția de cactus, care are la ora actuală undeva peste 400 de specii de cactus și plante suculente, de fapt, tipice pentru acest grup de plante adaptate unui climat arid. O plantă foarte interesantă și care se află chiar la intrare, practic este această Welwitschia mirabilis. E o plantă tipică deșertului Namib, plantă care acolo pe nisipurile din Namib crește și se extinde cu cele două frunze, da? La dimensiuni foarte mari. Deci este o plantă care are una dintre cele mai mari frunze, mai lungi frunze din lume. Ea are doi muguri tipici din care se dezvoltă cele două frunze și este foarte greu, practic. Este singurul loc în țară, la Jibou, unde există vie această plantă. În general, ea se află în colecțiile de ierbar doar ca frunze. Vedeți, la noi și înflorește, chiar acum este în perioada de înflorire. Alte plante tipice din sera de cactus sunt opunțiile, plantele acestea care sunt folosite în zona Mexicului pentru a fi consumate chiar, se fac salate, se fac produse de cofetărie înghețată din fructele lor, sau echinocactus, deci acel cactus rotund, care se mai numește și scaunul soacrei, dar pe care indienii nord-americani îl foloseau ca un mijloc de tortură pentru prizonierilor. De asemenea, există mai multe specii de aloe, o plantă care are proprietăți curative și este foarte apreciată. Avem agave, iarăși, planta nord-americană care înflorește o singură dată în viață, după care se usucă. Și din care se obține tequila și o mulțime de alte specii de cactus, mai mari sau mai mici, unii poate chiar ușor de confundat cu pietrele, cum sunt cei din genul Lithops, dar care cu toții ne arată diversitatea extraordinară care există în lumea plantelor
și adaptările la care plantele pot să meargă pentru a se a ocupa nișe din mediul de viață unde sunt condiții mai dificile. Aceasta este agave. Da? Este planta din care se obține tequila, care face odată, acum depinde de specie, dar deci oricum înflorește o singură dată, creează o tijă florală înaltă cu floare și apoi moare planta, practic. După aceea. Și asta e o punție, limba soacră. Acum, România, așa îi spune în România, românii au ceva cu soacra, că e scaunul soacră, limba, toate care înțapă sunt ale soacrei, nu știu de ce. Așa. Tot aici se află și mimoza pudica, e o plantă mai sensibilă, cum îi spune și numele, în sensul că odată ce este atinsă, se declanșează acel mecanism de apărare prin care frunzele se adună și în felul acesta se protejează. E un mecanism de protecție foarte interesant pentru că e un exemplu de mișcare în lumea plantelor și plantele se mișcă în mod normal, dar cu o viteză mai mică decât suntem noi obișnuiți să le vedem cu ochiul liber. Și mimoza face lucrul acesta mai rapid și putem să o admirăm cum se mișcă, practic. Am ajuns în acvarii, în sectorul acvaristic, un sector mai nou al grădinii botanice din Jibou, are vreo 15 ani vechime acum, și în care prezentăm publicului specii de pești, atât din fauna țării noastre, cât și din alte zone exotice de pe glob. Unii dintre ei sunt la dimensiuni foarte mari, au ajuns la dimensiuni apreciabile. Avem specii de crap și de caras oriental, deci din aceștia colorați, care au aproape un metru lungime. Avem două exemplare foarte frumoase de pirania, care iarăși au ajuns aproape la un metru. Și bineînțeles, somnul românesc de pe din toate râurile noastre, care iarăși la noi merge bine și are o dimensiune mare. Alte puncte de atracție sunt cele două acvarii cu apă sărată, unde se află pești marini de corali. Nemo este unul dintre cei mai apreciați dintre ei de către copii, dar și acvariul, să zicem, cu pești cu sturioni, unde arătăm publicului vizitator speciile de sturion din fauna țării noastre și de asemenea peștii sanitari, care sunt cei mai noi, practic e acvariul cel mai nou al nostru și care au și un rol cosmetic, folosiți în multe saloane, deci practic ei înlătură excedentul de piele moartă de pe mâinile vizitatorilor sau celor care sunt destul de îndrăzneți să și le introducă în acvariu și e un element de atracție și acela. Aici suntem la un acvariu foarte interesant. Da, așa numiți pești cosmetici, deci care originar sunt din niște lacuri din Turcia și care au această obișnuință, să zicem, sau adaptare de a consuma pielea moartă de pe membrele sau ale animalelor care le intră în habitatul lor. Și fără să te rănească, bineînțeles, că nu fac rău vizitatorilor, le-am creat și noi posibilitatea aceasta de fiecărui vizitator care ne trece pragul să încerce acea senzație interesantă și la început foarte puțin inedită de a vedea cum se hrănesc peștii cu pielea proprie. Avem aici un pește foarte mare, cred că e cel mai mare exemplar. Da, da, este dintre cele mai mari. E un somn tipic de din fauna țării noastre. Se găsește în râurile din România. Silurus glanis se numește el științific și care la noi acum are aproximativ aproape 2 metri, 1,50 m, 2 metri lungime. Și sigur, în curând ne vom gândi să-l relocăm în lacurile din exterior. Ne aflăm acum în inima, practic, a Centrului de Cercetări Biologice, de care aparține Grădina Botanică din Jibou și care
o reprezintă laboratoarele de cercetare științifică. Sunt grupate în două segmente, unele mai vechi și unele mai nou create. O să le trecem în revistă unul câte unul, punctând și câteva dintre proiectele pe care lucrăm. Deci primul modul de laborator este reprezentat de zona unde se pregătesc mediile de cultură, se pregătesc amestecurile de substanțe, practic aici avem autoclave, etuve, balanțe, aparate care măsoară pH-ul, pentru a putea pregăti toate aceste multitudinea de substanțe, de fapt, și de medii de cultură de care avem nevoie în activitatea noastră. În continuare, al doilea modul este compus din niște elemente care sunt design propriu al cercetătorilor noștri și care reprezintă sau ne ajută să creștem și să tratăm, practic să expunem stresului anumite aceste plante primitive, cianobacterii cu care lucrăm noi. Deci aici practic sunt crescute ele au nevoie de aer, unele dintre ele, sau bioxid de carbon, pentru a se dezvolta. De aceea se face această barbotare. Le ținem la o temperatură adecvată în funcție de specia pe care o avem în cultură și apoi ele sunt tratate în tot acest sistem pe care noi l-am proiectat și l-am construit, unde fie aplicăm radiație ultravioletă, fie putem să le tratăm cu lumină mai puternică și să vedem efectul acestor factori de mediu asupra lor la nivel molecular în laboratoarele următoare. Urmează laboratorul de microscopie, unde avem o serie de microscoape, atât unele mai sofisticate, cât și altele mai simple, pentru uz didactic, deci pentru elevii care vin să-și desfășoare anumite lecții de biologie la noi și unde le putem pregăti materialele necesare și expertiza ca să poată vedea anumite elemente pe care le învață doar în cărți și cât și unele microscoape mai sofisticate puțin cu așa numită excitare în fluorescență, deci care ne permite să vedem anumite părți ale unei celule pe care se pot lega anumiți compuși care emit fluorescență, emit o lumină tipică și în felul acesta putem să vedem, să zicem, anumite modificări care se întâmplă în diviziunea celulară. Este unul dintre uneltele folosite în proiectul cu determinarea efectului citostatic al unor extracte de plante. Pentru că în felul acesta putem să vedem cum unele celule sunt blocate în diviziunea celulară de către extractele aplicate pe ele sau nu, sau câte dintre ele și cum se manifestă acest efect. În continuare, ajungem la un laborator unde avem florimetrele. Pentru măsurarea activității fotosintetice sunt acele aparate sofisticate care ne permit identificarea la nivel molecular a funcției fotosintetice a plantei. Cel puțin două dintre ele care se află aici sunt unice la nivel național și sunt câteva, eu știu, vreo 5-6 la nivel mondial care funcționează la ora actuală. Sunt produse care au fost concepute pentru noi și la cererea noastră de firma producătoare, încât să le putem folosi în cercetările noastre și să putem explora în profunzime mecanismul fotosintetic la un nivel la care nu se ajunge în mod normal în cercetările obișnuite. Ceea ce ne permite nouă să facem niște studii mai avansate în acest domeniu. Tot aici se află și un gaz chromatograf, un aparat care are rolul de a măsura sau și a determina componența unui amestec de gaze, pentru că în anumite condiții cianobacteriile pe care lucrăm produc hidrogen și deci gazele pe care ele le produc e important să le putem caracteriza, să vedem cât hidrogen este acolo sau ce alte gaze se află acolo și în ce cantitate, încât să găsim acele condiții optime pentru ca producerea de hidrogen să fie maximă.
E un proiect care are aplicabilitate practică, el poate fi folosit sau odată ce se înțelege mecanismul de producție al hidrogenului, tehnologia respectivă poate fi folosită pentru a crea sau a obține fixarea energiei solare sub formă de hidrogen, care este un combustibil nepoluant și în felul acesta obținut din energia solară inepuizabil. În camera de creștere, care se află tot aici, avem colecția de culturi a Centrului de Cercetări Biologice din Jibou, culturi de cianobacterii. Sunt diferite tipuri de cianobacterii crescute în mediul lichid, care le menținem, deci în felul acesta, la o temperatură optimă și în condiții de iluminare, și desfășurăm cu ele diferitele proiecte de cercetare ale noastre. O altă parte a colecției de culturi, sigur, se află congelată pentru a fi conservată pe perioade lungi de timp în congelatorul de minus 80 de grade, unde ținem toată colecția, de fapt. Iar când avem nevoie, de acolo se reînvie, să zicem, anumite culturi pe care le folosim în experimentele curente. Ajungem la un laborator folosit practic în mod frecvent pentru multiplicarea și lucrul în mod steril. Deci, cele două mese cu aer steril pe care le avem aici sunt folosite pentru a multiplica atât cianobacteriile cât și celulele umane. Ca să faci lucrul acesta ai nevoie de un mediu steril, ca ele să nu fie contaminate din exterior, iar aceste aparate practic creează în interiorul lor un mediu steril, filtrând aerul, creând un flux de aer continuu care este filtrat și nu mai conține bacterii sau virus din exterior. De asemenea, se află tot aici și incubatorul în care se țin celulele umane, canceroase și normale. El trebuie să aibă 5% bioxid de carbon și 37 de grade, așa cum este în corpul uman. Și e foarte important ca aceste condiții să fie menținute constant, altfel aceste celule se degenerează și se pierd. Colecția noastră de culturi a fost îmbunătățită de curând prin ajutorul pe care l-am primit de la Centrul de Cercetări Biologice din Szeged, care ne-a donat de 2 săptămâni, practic am fost la colaboratorii de acolo, și care ne-au donat o serie de culturi din acestea pe care să putem lucra și să testăm extractele pe viitor. Ne aflăm într-unul dintre cele mai noi laboratoare de data aceasta ale Grădinii Botanice din Jibou, Centrului de Cercetări Biologice, care este gândit și construit pe tipicul unui laborator de biologie moleculară. Aici colegii noștri își desfășoară activitatea mai ales pe proiectele de cod de bare la plante, cartarea, filogenie moleculară, deci a plantelor. Avem câteva proiecte acum deja în studiu pe domeniul acesta, în care încercăm să găsim acei markeri moleculari care ne permit să identificăm o plantă dintr-o specie în comparație cu o altă dintr-o altă specie. De exact, putem face analogia cu un cod de bare de pe un produs dintr-un magazin, adică un segment tipic de ADN care este întotdeauna la fel la aceeași specie și diferit de la o specie la alta. E un efort la nivel global pentru identificarea acestor markeri, cod de bare, și la care ne-am alăturat și noi, studiind mai ales plantele mai tipice pentru zona noastră, endemice pentru zona noastră. Și avem aici un proiect de caracterizare a plantelor de la Jebuc, județul Sălaj, unde e o zonă cu o vegetație pe gipsuri, unde sunt niște plante rare și care se găsesc în puține zone. Și atunci am vrut să le luăm pe cele de acolo, să le studiem, să vedem odată și genomul lor și markerii aceștia cu de bare, cum le plasează în filogenia moleculară. Alte aparate de interes, tot aici se desfășoară experimentele de identificare a expresiei genice pe aceste aparate de reacție de polimerizare în lanț, în timp real se numește, care ne permite practic să
identificăm expresia unor gene tipice și cum se modifică acea expresie în timpul unui tratament, să zicem, că facem un tratament cu raze ultraviolete sau cu lumină puternică sau cu concentrație crescută de săruri și există anumite gene prin care, a căror expresie se modifică ca răspuns la acest tratament și lucruri pe care le putem studia cu aparatura din acest laborator. Și pentru viitor există încă un laborator care practic se așteaptă ocupanții, deci ne putem și extinde pe viitor, pe atât pe partea de resursă umană, cât și pe partea materială, să sperăm. Avem un laborator deci nou, tot de biologie moleculară, unde tineri cercetători, studenți, masteranți, doctoranți pot și vor veni să își desfășoare activitatea.